acum începe. Ok, Cristina, lucrăm în sesiunea de astăzi pentru Ida. Da. N-a putut participa pentru că are condiții, nu stă. N-au putut. N-a putut, da. Ok, încep inducția. 4, 3, 2, 1. Din acest moment, Cristina, vei auzi din afara ta doar vocea mea. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a idei. 1, 2, 3. Da. O văd în fața mea, are un corp mare, mare. Da. Seamănă cu cea din fotografie, dar are un corp mare, așa de vreo 2 metri și ceva și lungă și lată. Și Da. poartă un veșmânt cafeniu auriu cu văluri și acolo sub poale spitulate o grămadă de copii. Sunt vreo 5 sau 6 se iețesc. Da. Are 5-6 copii, să scriu aici. Da. Atinge partea subliminală, Cristina, și Da, am cerem atins-o, am acordul. identificat-o, da. Îi spun să lucrăm cu ea și pentru ea. Scutur așa Poalele. fustele, da, și ies copiii. De acolo, pe măsură ce ies, ei cresc. În afară de nepoțică, care rămâne nepoțică, cresc băieții, crește nora, crește A, soțul cei din și familie, adică da, sunt. și o soră, da. Sora asta este diferită. Da. Adică nu cred că din timpul ăsta. Da. Este din alt timp, care are altfel de haine. Da, îi ținea sub... îi apăra, zice. Da. Da, erau protecții alea ce vedeam noi văluri. Așa. Îi apăra de Era cine? ca cum e tiulul, așa era. Da. De le face protecție, adică. Ah, Ca și înțeles. cum i-ar fi luat în sfera ei. Și apară cu sfera ei, știi? Păi, na, acum au ieșit să-i punem, îi punem pe toți, îi pune deocamdată, să-i pună Da. deoparte, fiecare în câte un clopot de lumină, da? Și să vedem ce se întâmplă, care e situația. Da. Pentru că partea ei fizică ne-a cerut această sesiune. Da, deci partea fizică, partea, scuze, subliminală a soțului este cu o entitate. Da? Acolo, înăuntru, da. O entitate așa împunătoare, cu niște parcare aripe la sprâncene. Da? Da, și lungă, așa e. De fapt, îl depășește cu un cap două. Da? E mult mai mare în spatele lui, exact, dar stau în același cadru cum ar veni. Da? Da, e ca un arhanghel este. Da? Avem, având în vedere, da? Da. Da, probabil că Da, este arhanghel. arhanghelul ăsta, deci, parcă are aici crescut de la gât un fel de vultur Da. alb pe umăr și din ciocul vulturului este fir din inima lui energetică, din toate ceacrele și vine și la ea, la inima energetică. Deci, vulturul ăsta ține nodul acestor fire energetice. Și la băieți în inimile energetice, iar la cea mică este gură, nas, frunte, cap și gât. Da. Aia, pe ea, nu știu, parazitează mai bine, pentru că e mai mică. Și Toți pe au... partea Da. subliminală cu care Da. lucrăm, da? Și Este da, la și... toți, pleacă. Da. Toți în jurul chakrei corona, la Ida este mai mâncată, cum ar veni, mai roasă. Da. Deci au un fel de aură, cum au arabii, știi, de fixează cerceaful pe cap. Da, adică Și așa, dai deasupra. orizontală, colac. Da, dai deasupra, așa. Da. Ca guma de la oala supresiune. Da. Știi? Ce culoare are? Adică.
Deci la ea este ros, așa ca și cum ar fi fost plastic expus la soare și se mănâncă, e dedesubt, e alb, deasupra e griuț verzui, așa o culoare incertă. La el este La un soța, da. gri, da, Da. la partea PS-ului, soțului, un gri puternic din acela, precum folia de aluminiu. Da. Așa, iar la ceilalți sunt amestecate cu pe noră nu are, bineînțeles. Și totuși are, dar mai sus. Da. Dar este ca o reproiecție de la băiatul care este cu ea. Soț. Da. Ok. Deci avem aici, în ceea ce ne privește partea subliminală a idei, avem firul care pleacă de la vulturul entității astea, da? Da. Și în spatele soțului îi văd pe socrii Eleonora. Da. Nu știu, el parcă ar fi ori plecat, ori cu un picior de plecare. Socru. Da, iar ea este cam negruță. Cam cu o energie așa de răutate pe ea. Și, ca și cum ar fi venit să flancheze PS-ul soțului, să pândească, să vadă ce Ce faci se tu întâmplă? aici, da. Da, Ce-i da. faci? Ce faci? Știi? Păi bine, dar partea subliminală n-a chemat pe niciunul dintre ei, da? Da, au venit, erau Pe soți. natura legăturii, Da. de interferență, practic. Da, a S-au venit ea prezentat. să spioneze. Da. Da. S-o pună să-i pună și pe ei. Sau să le spună că nu avem treabă, da? Cu ei. Și să-i lase să plece. Așa. Acum, hai să vedem partea subliminală a ideii. Ce ne spune? În primul rând, grad de conștiență, de conștientizare, Cristi. Deci merge la 37, 40, 45, 47. Depinde unde se află și cum poate să se reconecteze. Dar ea, tot corpul energetic, are ca o haină de ploaie transparentă și bine prinsă. Deci și peste cap și peste tot, ca și cum s-a izolat față de ceilalți și nu dorește să îi se citească gândurile deloc. Știi? Are și o frică în piept aici, în partea inimii energetice, ca o scursură, o curăță iar, dar tot are un aparat al fricii să nu afle cineva ce se întâmplă de asta. Și spune că totuși are momente când spune anumite lucruri și intră în rezonanță cu PS-ului, deci îl acceptă, dar până la anumite puncte unde el o ia într-o direcție și ia în altă direcție. Da. Da. Haideți să spun natura legăturii karmice dintre ei, da? Da. Cum a ajuns Ida soție de preot în viața Așa. asta. Așa. Deci, văd 4 vieți în urmă, îi văd împreună, da? El Da. este față bisericească, da? Din nou. Da. Da, e ăla așa de puternic, entitate. Nu, ea este Ea este? față, da, Așa. ea este Da. față, cred că este un preot călugăr la o mănăstire, da? Da. Așa. Și, da, el este o enoriașă, da? Da. Care în fine, el hotărăște până la urmă să predice la o biserică. Mănăstirea asta este în apropierea unui sat, cred că este în Serbia, că se cheamă Pregovici. Știți? Pregovici. Da, satul. Da. Și deci preotului călugăr, deci se propune de către Conducerea lor, organele cine era? da, bisericești să preia postul de preot al unei, Comunității astea. nu, Da. al părții de biserică, cu biserica, scuze, cu cimitir, biserica din ce? Cu cimitirul. Deci Da, așa, biserica de la cimitir. da, în fine, se întâmplă să-i moară soțul, vorba vine, se întâmplă, așa, soțul este
fiul care este căsătorit în această viață și a rămâne văduvă, da? Și deci întâi merge ca la duhovnic, stă de vorbă cu el, da? Apoi își descoperă o atracție pământească, Pentru el. sexuală, da? Și îl seduce până la urmă. Îl seduce unii enoriași, prinde veste, pândesc și îi demască, da? Da. Rezultatul este că este dat din preoții afară, știi? Își continuă viața laică cu ea, Da. Sunt împreună, dar sunt el este nefericit. Înțelegi? Și viața Da. aslată, invers, da? Este, cum să spun, vezi, ea e trezită, e da și el este preot, da? Deci Da. este o replică a celei de atunci, da? Pe invers. Da, adică în viața asta ea trebuie să-l ispitească pe el, ipotetic vorbind. Da. Dar se întâmplă ca în plan energetic, ea este interferată de entitatea lui, da? Aici, în Da, viața da, asta. da, da. Așa, păi atunci hai să desfacem nodul ăsta, nu? Karmic de aici. Cristina. Adică, știi, stai un pic să-ți mai Da. spun A, ceva. da, Știi sigur. cum la unele aniversări la copii pun unii ornamente, stegulețe și chestii, socoteli, prin casă, știi? Așa e toată casa. La ei. Da, ea curăță, le arde, le reface, parcă un joc. Eu fac și tu strici, știi? Da. Cam așa ceva. Adică e plin de racorduri, de stegulețe, de steluțe, de puncte, de cruci, de... Ancore, cum ar veni în casă, ale Da, da, entității, da, da? da, da. Și mai văd tu, Eleonora, deci un obiect energetic, așa, pus chiar în salon în față, este ca un cufăr din acela de pe vremuri, știi? Da. Și acolo parcă când el deschide, ies tot felul de fluturi de lumină și de asta deschide un portal Da. și vin, le cheamă pe Pe aceste deleuri, fete da? de Ce or fi toate. Sunt și fluturi din lumină. fedeleuri îngeroși, sunt și care seamănă cu niște păsări arhanghel mai degrabă decât cu arhanghelul sine. Și holograme, măci și suși. Da. Dar aștia sunt și pe stegulețele acelea, știi? Da. Mulți suși. Dar toată casa și pe din afară și se, cum să spun, se scurge și la vecini acolo unde ei sunt bucuroși ca o vecin popă, știi? Da, da. Da, Cei care da. primesc, da? Care Da. sunt bucuroși. Da. Da, bine, Iisuși, mulți, atâția Iisuși, el e unul a fost. E Deci aici ca sunt. și cum ar fi imagini, icoane, știi? Poze, Că, da, cum ar veni, poze, holograme cu ei, cu el, peste vederi, tot, vederi. vederi. Așa. Cristina. Și toate au un fel de aici capul, se vede, nimic altceva, așa, și aici de la gât o linie, așa, de ca și cum se mere pe băț. Așa arată. Da, ca Toate stegulețe, cele. cum ai zis tu bine, Da, da? da, da, da. De alea, de la Da, da. manifestări, să zicem. Așa. Hai, astea fiind... Așa, mai vrei să ne spui ceva? Ai legat de asta, La Cristina? preot îi place vinul roșu. Da? Vinișorul roșu natural îi place. Adică îl văd într-o fază când plescă, e așa, plăcere. Da. Ok. Iar în buzunarul stâng, așa, are niște oase. Da. Moaște, Da. ce sunt? Osti. Osti. Da. Așa. E legat în toată partea asta. Da. Și... Da. Hai că e sesiunea ei, nu e a lui. Da, asta zic. Da. Deci eram acolo, ai descris nodul acela karmatic, Cristina. Da. Să mergem să... Hai să vedem cine ispitește. Da. Ca entități. Haide. Exact. Deci asta ne-am vreau. Uitat la viața fizică, da? Da. Haideți să vedem, ne întoarcem în momentul întâlnirii ei când Cu merge el. la acel gen de pelerinaj. Tu, dar ea e frumoasă. Da.
Adică el, El preotul cum ar veni, venezuelan. soțul din viața asta. Ei sunt invers aici, da? Da, deci blondă, naturală, cu niște ochi albaștri și obraj roz, e frumoasă și tânără. Și el este așa frumos ca bărbat, da? Tânăr și el. Da, da, e Dar de înalt ce? și el e mai mărișor, Mai mare. are un păr negru ca pana corbului. Înțelegi? Așa un pic bogat, ondulat și cu câteva fire grize. Da. Dar asta îl face mai frumos. Știi, grizeul ăsta Da, așa. da. Ochii tare frumoși, trăsăturile feței înalt așa. Are niște mâini frumoase, albe. Este bine făcut. Amândoi sunt tare frumoși. În fine. Așa. Ne uităm din punct de vedere energetic. În primul rând, cine sau ce a determinat, i-a indus gândul ei să meargă să apeleze, da, în pelerinajul ăsta. Uite, nu vine de aici. Nu? Nu, de aici vine replica din viața actuală, da. Aha. Dar ei văd că acceptă aceste întrupări pentru că se caută unul pe altul, da? Da. Deci înainte cu o viață, Da. Așa, deci ele sunt un fel de surori practicante sub egida religiei la un orfelinat. Ele se iubesc, sunt femei amândouă, dar se Da. iubesc. Înțelegi? Și bine, ele sunt foarte bune și blânde cu copiii, știi? Și chiar au sentimente una pentru cealaltă, dar uscătura de babă care conduce orfelinatul, Da. așa, care de fapt este un fel de carcasă, nici nu are Da. suflet în corpul ăsta uscat, așa, deci le prinde în fapt cum ar veni. Bei bine, niște bănuieli se șușoteni de pe ei existau, știi, și atunci le oferă judecății preoțești, că sub egida, înțelegi? Da. Dar ele își rup rochea una la alta, înțelegi? Și este un fel de mâner care susține geamul și se spânzură amândouă. Înțelegi? Și pleacă din Da. camp simultan. Da. Și sunt judecate. Da. Se spune despre relațiile dintre același sex și li se spune că au pierdut drumul cum ar veni, da? Și că vor merge în viața următoare și în viețile Care o vor următoare, urma. da? În care ele se vor găsi ca și suflete în sexe opuse și se vor putea iubi cum trebuie, știi? Și Aha. atâta că să fie un exemplu cum ar veni, știi, pentru societatea respectivă, da? Da. Uite ce surprize, știi? Pentru că la un moment dat, deci, partea subliminală a ideii, care, Da. așa, deci a întorsătura asta spre cele sfinte, cum ar veni, anules de Da. crez, și devine preot, Preot. preot călugăr, da? Da. Așa, normal, el trebuia să stea acolo, în mănăstire, da? Da. Deci este vorba de un draconian care gestionează situația ajutat Acolo, aici. da, da și ajutat și de o mantidă și de o descărnată Da. care se declară fiind a Ilebe. Da. Zice că sufletele astea două geaba cauți, exact așa mi s-a exprimat, Da. sufletele astea două, spune, sunt legate împreună din vechime. Și văd iarăși o viață de-a lor în Pakistan. Da. Este nunta lor, exact aici am nimerit. Da. Da, au niște veșminte frumoase, strălucitoare din acelea cosute, dar ei sunt foarte tineri, cred că au 13-14 ani. Înțelegi? Da. Și se face întâi logodna lor, da? Da. Și la logodna lor, deci, ei sunt legați, el de ea, cu o panglică aici. Da. Se leagă împreună. Și cu inelul de logodnă, iarăși are o bucată din
panglică și este legat la mijloc, da? Da. În momentul când ei își pun inelele pe deget, panglica de acolo se taie. Dar toată petrecerea asta cu dans și cu țambale este cu ei legați așa de mână. E, prin legătura asta, prin asta spun, Aici s-au legat, da, au fost și legat, sunt da. legați, dar vezi tu că legătura asta în lumea asta nu vine numai de la pangli și logodnă și așa mai departe, ci vine de la puterea pe care o are părintele asupra copilului de a-l promite din pruncie. Adică asta este un program foarte drastic la cei La care îl... cultura lor ăsta. Da, este ca și cum sufletele celelalte vin ca și copii în încarnare, ca să fie la dispoziția sufletului care promite, de obicei partea masculină a Face. familiei, da, sunt la dispoziția lui cumva, da? Și îmi vine așa o informație că sunt culese din zona reziduală. La Da? începutul carmelor, da. Zona reziduală asta e un fel de zona de corectură pe benzi de vibrație joasă cu diverse entități demoniaci, Sufletele astea care sunt aici, da? da, draconieni și așa mai departe, da? Care spune și au ratat misiunile și au fost aruncați de Dumnezeu. Adică de civilizația lui Dumnezeu. Da. Nu i-a mai trebuit lui și le-a dat pe mâna altor zeități, da? Luați care vreți aici. Probabil erau cam vânduți, așa, cam vândute. Probabil erau din acele de făceau probleme și nu stricau numai lui treaba, ci și celor din jur, da? Și deci încercând să-i bage în corectură, știi, deci îi pune la dispoziția entităților de joasă vibrație, știi? Da. Am descoperit ceva interesant aici. Da, și iarăși, dacă mergem pe fir, îi văd într-o zonă, Da. nu este tera, Da. deci îi văd pe toți că vin într-un fel de carte asta, o mașină, știi, o Da. navă, și se numesc Secheita, cu H, Ei, da. da, Secheii, Da. capa, capa, E, T, H, A, H. Da. La. Da, sau iluminatorii. Înțelegi? Deci se duc în diverse comunități pe care le-au format deja civilizațiile lui Dumnezeu să propage cuvântul lui Dumnezeu, da? Ca un fel de maestri ai religiei, să spunem. Da. La un moment dat, într-o comunitate, unde abia câțiva au suflet, se creează o legătură specială între PS-ul care a lui, Da. a preotului și Enoria și o pun de o revoluție spirituală. Și pedeapsa este cea care am descris-o, da? Te-a trimis în zona reziduală, da? Da, și pe ea și pe susținătorii acestei părți subliminale. Mâna dreaptă, cum ar veni, era Aida. Și a trimis în zona reziduală, acolo au tot fel de coșmaruri, sunt băgați în scene de scurtă durată, da? Ca și cum ar trăi 3 zile a unei vieți, da? Este atât de puternică și atât de bine prinsă holograma încât ei simt toate durerile, ca și cum chiar ar trăi real, știi? Și bineînțeles sunt tot felul de chestii. Ba sunt uciși, ba ucide pe alții, ba le se întâmplă accidente, ba Dar astea părinții erau vieți de ale ba... lor reale sau erau fabricate? Nu. Fabricate astea. Fabricate ca o bucată, ca o bucățică de vis. Holografic trăiesc, Da, da? da. Ei practic sunt ca și suflete acolo, Da. închilați într-un sistem, știi? Și li se Da. pun aceste Da. informații, li se Încă bagă, da? dorința de a se elibera prin reconectarea cu
civilizația lui Dumnezeu este foarte puternică Mhm. aici și a vrut să îi aducă. Și apoi, deci se joacă cu părțile astea subliminale. Pur și simplu el se joacă, știi? Adică le spune că le dă vieți, uite, pe lângă biserică, cum erau când se iubeau ele două Da. împreună, de exemplu, și așa, și apoi le judecă, știi? Ca și Da. cum nu sunteți în stare, uite, eu v-am luat din zona de V-am de rezidual, acolo. v-am scos și uite, v-am scos la lumină, vă acord o șansă și nu vă corectați, da? Și deci, până la urmă, toate au legătură cu viața asta, pentru că este viața în care, din punctul de vedere al lui Yahweh, trebuie să câștige partea asta. Totală absorpție, da? Dar uite că PS-ul Lidiei iar ia de jucat planul. Da. Deci aici a scris când cel care este entitatea care se juca, s-a jucat cu aceste două părți subliminale și altele câte au mai fost de acolo. Cine este? Iacve? În Nu, persoană? nu, programul este al lui, Programul e al lui așa, și așa, dar entitatea și arhanghelul care este cu el este Rafael. Rafael este. Rafael, da, este Rafael, are un potire în mână, e purtătorul paharului. Este ca și cum ar turna din paharul ăla, știi, smerenie, zice, și beau toți, știi, toți se smeresc. De la toți. Împrăște energia și odată ajunsă cum ar veni, ca și cum ar bea gheazmă, așa e, Da, va? da, da. Odată ajunsă această energie, știi, deci Le o schimbă prinde, percepțiile. da, se face ca un mugure, așa, care face crenguțe, filamente, pe Se toată, dezvoltă cum ar veni în interiorul lor, da? da. Punctul de căutare este întotdeauna la inimă, da? Da. Și se face cu declanșarea programelor din cap, din partea dreaptă. Acolo undeva, aici, în zona spirituală, înțelegi? Aici, se... Da, se activează programe. Da? Și aici, între lobii creierului, seamănă cu un ficățel, un fel de glandă, Da. aș mai în spate și sediu fricii. Acolo ăla iarăși se activează. Da, deci frica de moarte, de Dumnezeu, de pedeapsa divină și așa mai departe. Acum a scris arhanghelul ăla, ăsta care l-am găsit la el, la soț, la începutul sesiunii cu capul care iese de pasăre, este tot Rafael ăsta sau e altul ăsta? Da, tot el este, Tot da. el este. Da. Adică vrea să spună că, uite, știi ce vrea să spună? Este pasăre, deci pasăre, când te gândești la pasăre, automat te gândești la Horus, da? Care iese, știi, din gâtul lui, iese ciocul acelei păsări, până la urmă aviarului. Da. Și până la urmă Anunnaki, că îi reducem, uite, unul câte unul, vezi? Le spunem în mai multe feluri, da? Da. Așa, Horusul este simbolul lui Satan. Da. Da, așa. Atunci spune și mie ce caută într-o entitate, în hologramă unei entități de înaltă vibrație în coaja lui Rafael, pasărea. Da? Păi, Și zice, fii atent ce spune. ia. Vrea să... Adică știi deja răspuns. Da. Reprezintă ispita. Vai, dar să mai schimbe, să upgradeze astea. Minciunile, adică. Am impresia că din moment ce lumea se trezește și pune întrebări, ei au un set de răspunsuri deja, Da. așa, de acolo, din colecția de Da, răspunsuri, aceleași, asta exact. zic. Se ridică hârtiuța și extrage biletul, Iese. ca la Da, ca... papagal. Da, ăla de la Da, piață care este. care... Așa. Păi, partea subliminală a idei ce zice, auzind toate astea? Ea nu vrea să mai stea cu niciunul, spune. Păi. Spune dacă ar avea o putere să-i scoată, să-i smulgă și de pe el, da, să-i smulgă și din capul fizic toate astea și să se termine. Pe de altă parte, ea are o frică fricuță că dacă, să spunem că soțul se trezește, se lasă de preoție și deci asta este, cum să spun, mijlocul de trai. Da.
Deci ea este prinsă la mijloc între ciocan și nicovală, da? Inima, sufletul ei spun toate că nu, nu, nu. Dar în Mintea, condițiile din da, viața fizică își pun. mintea spune că de asta are fâșul ăla pe ea, știi, transparent energetic. De asta așa își ascunde gândurile atât de grijulie precum cloșca pe ou, știi? Da, dar le De față întoarce de el, da? Și de cei din și familie. de cei din jur, spune. Și de cei din Și jur. de, Aici. gelozia reprezintă ispita lui. Deci capul de pasăre este gelozia lui, da? Este ispita lui, da? Pentru că în mod normal, dacă o iei așa după canoanele, lucrurile bisericești, n-ar trebui să existe gelozia, da? Iar soacra, nu știu dacă să spun lucrul ăsta, n-a vrut-o pentru că bănuia că nu e virgină. Am înțeles. Ăsta Da, era da, și motivul deci pentru care nu. plus că are și niște chestii din trecut, mai este, uite, o viață, îți spun așa ce văd pe scurt, știi, prin vieți, că sunt conexiunile interesante și poate desluși multe, da? Deci, o văd într-o viață în care ea este un fel de orfană întunsă, acioată, se acioază la o tavernă de asta, de undeva de prin țările astea englezești, pe acolo, prin Anglia, trebuie să fie ca se acioază de casă și masă, știi? Dar a fost luțită dintr-o, e fugită dintr-o familie unde tatăl rămăsese văduv și era abuziv sexual asupra ei. A încercat să o molesteze, da? Și atunci a fugit de acasă, a fugit în lume, s-a ascuns în fânul unei căruțe, a călătorit pe bucăți și ajunge aici, știi? Femeia aceea, o profitoare, știi? Pe ce putea Deci, fi? da, soacra este, De așa, soacră vorbim, da? da? Iar Ida este acest A copil de fugit. 13-14 ani, desculță, îmbrăcată în haine băiețești, cred că ea s-a tuns să treacă drept băiat. Da, da. Așa, o ia pe lângă ea, a înțeles de la început că e Pe fată, da. așa, părul îi crește și devine o frumusețe. Da. Fiul hangiței acestea se îndrăgostește de ea. Da. Dar devine o frumusețe crescând, Da. na, îmbrăcându-se în haine adecvate, așa, deci feminitatea din ea mustește. Plus că și hangiul are ochi dulci pentru ea. Așa. Și da, și femeia aceea are mai mulți copii rufoși, cam mucioși, cam murdari. Așa, putea reține pe jos, pe aici, știi? Pe dedesubt, pe submese. Și ea trebuie să-i crească pe toți, să ajute să scoală cu noaptea în cap, curăță legume, curăță bucătăria. Deci e Și peste tot. sala așa, grijește copiii, servește la mese, spală vasele, se culcă noaptea târziu. Un fel de sclavă, nu mai termin cu exploatarea, dar exploatarea că este pe casă și pe masă. Nu-i dă niciun ban, dar momentul când vede că se întețește treaba cu fiul, începe să îi dea și mai mult. Lucruri mai murdare, da? Cum ar fi să care lemne de la distanță, cărbuni pentru foc și așa mai departe, lucruri care erau făcute de un argat până atunci, știi? Până la urmă ei fug. Da. Fata, fiul, Fata cu Hangițe, fiul care este tot. tot soțul. Totul, da, ei fug. Așa, știi, și deci o ține minte de aici, că da, o făcea în toate felurile, că e stricată, că e, dar ea Ea nu dragă mai de ea putea n-avea de nicio muncă. treabă, ea muncea și tot frumoasă era, Și stricați și erau ai puternică, da, babei, ai da, Hangițe, erau toți. Și da, împreună și, cu ea. Am glumit, da. de pe de o parte, ea se enervează că este fiul cel mai mare care trebuia să preia afacerea, De-aia da? nu-i Și convenea. în momentul când decedează bătrânul, care între timp îmbătrânește, Hans, Soțul. se prezintă fiul cu asta, cu Nora, deci care este ea și cu trei copilași frumoși.
Deci i-au plecat undeva și Și au da, așteptat până a decedat tatăl. el devenise băiatul și avea înclinație să facă aluaturi, un gen de brutărie ambulantă. Au. Într-o căruță, frumos, dar au Iau. plăcințele, au, știi, o căruță care se deschide într-o parte. Da. Așa, știi, și o bucătărioară acolo în căruță. Da. Deci, Așa. vând De ambulant. aici, trenează, să zicem, aversiunea soacrei, da? Aversiunea și uzurparea, pentru că întorcându-se băiatul la cel mare, deci preia afacerea, da? Și o, nu mai ascultă de ea, având și experiență comercială la urmă ori mai vastă, da? Da. Pentru că ei sunt un pic umblați prin lume, da? Și mai vine și cu trei odrasle Nu-i după convine. el, da? Care sunt făcute cu cea care o considera rivala, i-a luat băiatul când au plecat, i-au luat niște punguțe cu galben care le avea ascunse, ciorapi, șosete, Da? da. Da. Așa. Așa. Ah, de aici vine, da? Hai de aici atunci să le transmită informația. Hai să-i transmită informația și soacrei, da? Da, pur și simplu, cel mai bine Să să se se ierte, informeze. asta zic să... Să se ierte și să Da? se informeze, să-i spună orice ai face tu, noi ne iubim și vom fi împreună, da? Decât să plecăm mai târziu să sfurăm banii, să ne ascundem și să venim să te uzurpăm, numai bine accepti legătura și trăim cu toți împreună și apoi spune, deci nimeni nu-i proprietar pe nimeni. Exact. O să vadă din punctul ăsta de vedere, dincolo de ochelari de cal pe care au pus entitățile aici, Da. să vadă că ea este cinstită și Da. chiar și față de băiat și față de Toți. celălalt, de soțul ei, că n-are nicio intenție, știi? Da. Și aici se rupe karma, Da. da? Așa. Aici se rupe karma, dar ea trebuie să o ierte și acolo. Pentru că, vezi, tu a suferit, n-a iubit-o, a prigonit-o, a, înțelegi? Da. Trebuie să adune toate aceste aversiuni până la... Adică zici tu acolo, aici, în viața de Da, acum, da, de da, unde da. am plecat în Da, până la investigații. ultimul Așa. punct, da? Da. Ia să știi că mult a iertat în legătura ei cu Vacra. Adică să spunem că procesul de iertare este undeva la 60%. Dar ea zice că nu mai are, dar în străfunduri tot mai are Să resentiment. se uite și să Da, scoată, da? da, da. Până la rădăcină. Știi când rădăcina, când e o plantă rea, să spunem, anulăm de crem, și ea are un mediu propice mustos, ea mustește și se încolțește, se dezvoltă din nou. Să scoată din Da, până în făcut. ultima celulă a rădăcinii, da? Da. Și acum, Cristina, hai să vedem ce entități sunt ăsta care pleacă legătura de la arhanghelul ăsta, Rafael. Da, cu asta nu are, Acum, dar nu prea oricum mai. are contract, da? Da. Are contract cu el, cu restul sunt tot fel de cordoane rupte. Ea Da. când s-a trezit, era plină de, ca pomul de Crăciun anul ăla, de cred, știi, de legături și sunt rupte, unele cauterizate cu iubire, unele mai atârnă, de să scoată toate aceste legături. La urma urmei, cred că o să începem cu anularea contractelor de pe viața asta, da? Da. Să cheme în fața ei, ca și parte subliminală, toate entitățile Da. care a avut și nu sunt rupte contractele, da? Da. Deci, de exemplu, vine o entitate care se înfățișează sub forma unui paj, da? De prin anii 1400, cam așa, 1500, cum erau acei pași de la curțile Da. regale. Așa și deci îi dă o carte care este răsucită, ruptă, dar aici știu cum rupe o carte groasă. Este un pic unită încă. Da, nu e Așa, ruptă de tot. de, el o ține exact de acolo, da? Da. Bucățile stau să cadă și el ține puternic de contractul ăsta, că nu este complet rupt, da? Asta. Asta e, da, asta era un fel de gestionar al gândurilor ei, al
direcție în care trebuie să meargă, da? Și Da. este în această ființă un fir de suflet, da? Da. A unui suflet rămas Da. pe drum. Este de la reciclați de acolo. Da, de acolo e pe. Așa, da, întotdeauna le aduc caliant. Da. Așa, și lucra pentru Draconian. Ăsta. Da, Pajul. da, da. Este vocea aceea mică pe care au auzea, știi, când a început să se uite, știi, la chestii de ale noastre și țipa că faci prostii, că te duci în iad, că nu Ma. știi ce faci. Deci au un timp, într-un timp, deci făcea ca la tango, doi pași înainte, unul Da. înapoi, din Da. cauza asta, da. Și se dea contractul, Da. dar firul contractului vine, să știi, din mai multe vieți, din urmă, din urmă de tot. Ne-a făcut promisiuni, dar îl trage aici în prezent și Așa. arde acest contract. Îi dă informații acestui suflet, da? Spiritual, da? Da, să... Cum că și un firicel, dacă merge în lumină, poate să se tragă tot în lumină și să Da. dea informația la toți ceilalți din densitatea, de unde stă, de acolo, de Da. pe benzile acelea joase De la de Draconian, vibrație. unde Da, era. da, da. Da. I-a dat contractul? Da. Ok, Și l-a ars. l-a ars, l-a rupt, practic, l-a terminat de rupt și a ars bucățile, da? I-a adus în schimb puncte sub puncte, și oglindiri i-a adus. Și Da. copii. Da. Bun, l-a ars pe toți și... Deschide portal, da? Da, deci ăsta practic este contractul și cu Draconianul, care, Draconianu, da. da, care și-a tras firul, da? Deci era un contract cu vechime din anul 1203. Așa Da. mi-a venit ca informație. S-a retras tot. Și ei au plecat. Da. Acum Acum altceva, ce mai e? este mult mai subțire și tânără. Da, Nu mai acum. este așa fustoasă și nu mai are balon Zaiderul ăla pe de... Și l-a dat jos, da? Ca și cum ar fi zis, știi, mi-e cald, da? O văd o chinezoaică, micuță, are vreo 10 ani, se numește Emilime. Da. Da, se uită la mine, așa, din tabloul, din portalul ăla, este într-o grădină, mă, cu niște pomi roz, mă, și ea stă pe o băncuță și ea e îmbrăcată la, să-mi spune că sunt vișini înfloriți. Așa, și ea stă acolo, dar este machiată dată cu roșii și cu pantofi din acea micuți, micuți. Care strâng, le Picioare. deformează picioarele, Da, da? da, 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 și are obi. Da, Brâu, da. brâu, de Prău, pe la da. spate. Cofan, este vernil. Da. Vernil obiul, da? Și Da. când te uiți la manșete aici, are dunguț, este foarte elegantă, milime. Da. Ce se întâmplă aici, adică? Deci e min, lin, me. Dar Ah. milime o strigă. Da. Da? Așa. Și ce se întâmplă? Deci, aici, pe băncuță, ea se gândește pentru că o vor căsători, da? Și îi spune, n-am decât 10 ani, nici nu știu ce e viața. Da. Spune, este revoltată, spune că nu este drept, da? Da. Iar vrea să învețe lucruri, spune. Sunt Da. atâtea cărți de citit, spune, lucruri de descoperit și eu trebuie să mă mări și să-mi servesc soțul, spune, să stau cu capul plecat și să fac tot ce spune el, spune. Și zic, dar pe soț îl cunoști? Spune, păi și el este un copil, spune. Un, poți să te bazezi, spune, ca un copil să conducă viața altui copil. Și zice, de fapt, nu decidem. De fapt, tot cei mari, știi? Da. Așa, până creștem noi și spune,
Este foarte aspru sistemul ăsta de contaminare în familie aici. Deci, Cine energetic, ce entitate diriguie aici? Salisan. Deci este o femeie. Da. Da, o femeie Sali. Deci o văd venind călare așa în aer. Da. Da, poartă un fel de tocă, așa, da, un roz mucegăit. Așa, și vine parcă cu doi cai, știi? Da. Doi cai aceia sunt entități, spirite, niște Da. spirite nervoase, știi? Și ea are niște păruri ridicate așa în sus și împletișare, ca parcă niște steaguri cu pene. Așa Da. arată, da, asta, Salisan. Asta ține energia femeilor care trebuie să căsătorească, da? Da. Programul ăsta, da? Să o cheme în fața aici, pe Salisan asta. Da. Și să-i spună că nu este de acord cu programul în care este băgată și indiferent de unde ar fi făcut înțelegere, promisiune, ce ar fi făcut, să-i o revocă și să-i dea imediat contract, dacă este. Are ceva în gură ca un portțigaret, dar este ascuțit portocaliu cu negru și l-a luat și parcă îl scutură spre ea. Acum seamănă cu o peniță, cu un toc din acela de pe vremuri, că ridicai de ceva, îți băga peniță, știi, și muiai tocul. Da. Ce scriai, da? Da. Și spune că atunci că se duce în zona ombrelor. Sunt nedeciși acolo, dacă nu vrea să trăiască. A venit aici, așa face. Știi, ca Da. și cum ar aranja pătrate. Da. Așa face și zice, a venit aici și mai scutură spre ea, dar ea se ferește. Fii Da. cu un fel de cenușă de acolo, știi? Și o ia și o împinge în corp, așa, brutal de aici. Da. A luat partea subliminală, așa a împins-o în corp și a zis, stai acolo. Partea subliminală a ieșit pe lângă ea Da. și deci se uită de deasupra și îi spune, nu este așa cum vrei tu, că acum știu. Își Exact. spune, nu o să te mai las să mă chinui, spune. În niciun fel. Spune, nici să mă trimiți tu în zona umbrelor, că tu nu decizi pentru mine, spune. Exact. Umbră tu să devii pentru că tu n-ai viață. Și când Exact. i-a spus așa, aia s-a tras toată imaginea, parcă a înghițit-o pământul. În spate, în spate se vedeau florile frumoase. Ea este singurică aici pe bancă Da. și toată situația s-a schimbat. Da. Cum s-a schimbat? Vrei să vorbim aici cu partea subliminală? Da. Să ne spună ce sunt, cum este acum? Chris? Da. Dacă nu consider că nu este niciun pericol, adică. Nu este. Da? Bine, număr de la 1 la 3 și lași partea subliminală să vorbească. 1, 2, 3. Da. Se numește milime, da? Aici. Te Da. numești milime. Da. Milime, ai văzut ce curajoasă ai fost? Da. Eu știam. Ah. Da. Entitățile astea urmăresc peste tot. Păi. O să spun că nu vreau să mă mărit acum. Da, asta vreau Cu să zic că. mai sunt femei care au refuzat și sunt considerate mătușile de încredere. Deci Ah. sunt femei care nu acceptă să fie sclave de mititele, soți, copii Da. și au grijă de copiii altora. Și Da. un statut mai liber. Mai liber și cred că o să ai și timp să citești ceea ce tu ți dorești, da? Da. Să înveți lucruri, nu să faci Nu ceea ce nu ți doreai să o faci. să citesc chiar tot ceea ce îmi dorea, pentru că acum înțeleg că multe care vreau să le citesc nu Nu pot. erau bune, dar Da. ceea ce găsești că ți ajută, da? Ce-ai vrea, că ți-ar, nu Da. ți-ar dăuna cum ar veni, da? Bine, deci tu o să spui asta părinților și apoi vei avea Da. altă viață, da? Decât să Da. spusese, venise Da. în karma aici. Da. Bine. Eu te, uite, număr de la 1 la 3 și mă lași cu Cristina. 1, 2, 3. Așa, Cris a spus.
Da. Și a Deci făcut, s-a a... schimbat viața ei, a devenit mătușă. Da, mătușă Bine, de încredere. de încredere. Da, mătușă de încredere. Da. Acum, Cristina, revenim aici acum ca să vedem, mai avem ceva, ce mai avem? Cred că ea își dorește mult să știe viețile trecute, că nu mai vieți. Da, vin vieți, vieți, Da, mulți, da? Am văzut, vieți, asta vieți, vieți, pentru că viață. așa ne spune, partea Da, subliminală, da? viață după viață. Acum, uite, m-a dus într-un templu în India, da. Da. Și deci mi arată corpul fizic de atunci, de la spate este un tânăr cu călcâile foarte crăpate, da? Da. Cred că este un tânăr care crește practic pe străzi undeva la 16-17 ani, dar este atât de dedicat și atât de credincios și deci muncește pe aici pe acolo, dar într-adevăr trăiește într-un fel de adăposturi, da? Așa, niște case abandonate împreună. Deci cum are un bănuț, cum vine și cumpără podoabe pentru zeița asta de aici, știi? Deci este remarcat de către cei care au în grijă templul și îl iau pe lângă ei, cum ar veni, da? Da. Aici iarăși. Deci, până la urmă, Cristina, hai, am înțeles, îi spunem părții subliminale. Se numea Hataji. Hataj. Da, Avem destule vieți prin zona India, China, peste tot, adică. peste tot, da. Peste tot a avut. Spune că a avut 342 de vieți pe total. Da. Acum, hai să vedem, să lucrăm un pic, îi spunem părții subliminale, trebuie să scoată pe corpul emoțional, să dea afară toate emoțiile care mai sunt deja sub frecvență, da? Da. Tot. Da, face acest lucru, a tăiat toate legăturile, da. Așa. Pune o scrisoare de intenție la Arhanghel. Da, că nu îi Așa, să, permite. da. A dat și informație pentru toți, știi? Da, Și la la toți nepoțică, din da, la familie. nepoțică se scoată toate astea, să lese copilul să se dezvolte liber. Respira adânc, fata, mai mică. Cred că este o legătură specială între ele, da. Iar mă duce și mi-arată cum i-a fost fiică ei în altă viață, da. Așa. E, și să se umfle acum dinăuntru în afară Cristina și să scoată afară tot ce este, dacă este, Da, implanturi. este ca și cum se schimbă structura la o casă, da, faci pe Da, calculator și așa. lărgești distanțele dintre perete și asta, cam așa se întâmplă, da. Și este un fel de plasă așa cu în care sunt secvențe 01, 01, 1, programe Da. de la Harhangia. Da. Da, multe, multe sunt. Foi după foi și zboară și le arde. Foi după foi și le scoate din Da. prin stomac, din burtă, din plex, de prin umeri, de în dosul capului. Tot a Da. eliminat toate filtrele, da? I-a luat conștiința, mintea subliminală în brațe și o îmbrățișează și o perie. O mai Curăță. cum scuturi o împilă de aia, știi, că s-auzi cum sună. Da, Așa, da. iar o mângâie, o perie. Așa. Iar, știi? Da. Ok, cum Zice, da. știe, da? Cum știe Zice, conștiința să zice, zice, am să curăț, am să curăț tot, 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 spune. Și acum mi-arată, da, că dacă e plimbăreață, e plimbăreață de Da. când start. Așa, deci, vreau să fie clar la toată lumea că depinde și de partea, adică Depinde de 80% partea de partea subliminală. subliminală, Cum vrea să cum conducă, să ducă gestionez, energie. da? Da, Da, așa. Îmi arată, misiunea. da, îmi arată o viață în care ei au fost scoși de acolo, din acea zonă și Deze, da. sunt pe lună, da? Și sunt pe lună și sunt obligați să se ducă în corpuri de război și cu capuri de animale. Știi? Da. Deși bagă pe niște linii temporale din trecut. Da. Îi duce, dar nu stau de tot acolo, adică o viață, cum ar veni. Da. Sau ci se duc într-un timp, într-un spațiu, într-un loc în Fac care acțiuni. cum, da, comunitățile le aveau nevoie să vadă Da. zeitatea respectivă și apoi se resorb, cum ar veni.
Deci folosiți în contaminarea și interferarea unor comunități. Îi testează să vadă unde se e mai bun, unde Aha. instalează, cum instalează mai bine programele, știi? Și cine sunt șefii aici? Tot Rafael ăla? Rafael și cu ciurdă ca el. Da. Deci De tot fapt, timpul în programul ăsta, da? ei nu muncesc, ăștia stau la o masă ovală, parcă tot timpul mănâncă și beau, dacă ar fi să Da? facem. Rafael, Da, i-auzi? cu alții, știi, și are Păi, fața, da. părul castaniu, așa roșca moale și mâinile tare albe și fine, așa. Fine, că Și este da, la că, birou. da, toți sunt la birou și au lucrători, Păr cei care subliminale, arăt. da? De aici, de care Da, vorbim. da, da. Care merg în teren să facă măscărelile care, din programele lor, da? Da. Ok, am Spune înțeles și că, asta. uite să vezi câteodată, deci trebuie să apară Rafael într-un timp, spațiu și loc, da? Da. Energia pentru crearea holograme este luată de la PS. Exact. PS-ul respectiv De la care un trebuie PS. să-l vadă. Da, Sau da, cum? da. De, Sau da, mai multe da, PS. da, da. Da? Dacă vine, de exemplu, să spunem, în anul 1900, 1500, nu știu cât. Deci trebuie să apară Sfântul și hologramă acum. Da. Și toate ca energie sunt gestionate de partea subliminală respectivă sau la formarea hologramelor mai multe. Este o energie comună, din un fel de fântână, izvor, de unde iau și hologramele. Dacă doar nu consuma, ce să consume din rezervele lor, Da. ale entităților, ia de la părțile subliminale. Și Ce în, zice? Au scris, scuze. Ce zic? Vreți minuni? Vreți să aia? Dați! Plătiți! Da, bineînțeles, și Da? încă ceva, tavanul la încăperea asta, unde ei stau și discută, doare în cot, de omenire și de ceea ce fac asupra ei. Este ca o apă. Așa are, consistent, nu curge în jos, nu curge. Da. Nu se O scurge, dar apă este ca suspendată, cum ar o veni. apă suspendată, da, pe ceva. Așa, Cris. Acum, deci partea subliminală a scos și programe, da? Da, Aici ce a putut să da, scoată, da? da. Hai să vedem să se concentreze. Am văzut conștiința, a curățat mintea. Se concentreze și să ne spună care este originea ei. Este din Leda. Leda sau Leta? Leda. Leda. Da. Leda și Io. Da. Deci este de pe Leda din constelația Lebedei. Da. Așa, Lebedei. da. Și Io este ăsta? Satelit, ce este? Io. Da. Da? Satelit. De pe satelitul Io. Satelit și entitate. A, da? Deci, da, aici este o civilizație de femei. Da? Da. Deci, femei care fac o singură fată în toată viața, dar nu se spune că merg în capsula armoniei, acolo procrează, cu energie printr-un fel de partogeneză. Da. Și deci se răpesc multe ființe de astea frumoase, Da. ca niște zâne, niște energii frumoase. Numai flori, numai grădini, numai. Deci așa o armonie și le cântă și joacă. Se Da. bucură, da, sigur că da. Și deci contaminarea vine sub formă unui țap mic. Un pui de țap astupat de căptușit, știi, Ca un înăuntru fel de le. cal troian, da? Da, pe care ele îl iau și îl îngrijesc, chiar dacă li se pare respingător, da? E bine, țapul ăla este o entitate masculină care își se duce păstoarea cumva. Și de aici Produce. se creează un fel de plasă informațională și sunt furate de aici pentru că ADN-ul lor trebuie la alții să facă copii cu ele. De Da, la aia, entități, adică.
De-aia ea, de-a lungul încarnărilor ei, ca și femeie, ca și N-a prea avut bărbat, copii. așa, ce vorbești tu, a avut A avut? 600 și ceva de Nu că copii. mă gândeam la viața asta, aia de chinezică, care nu Nu, nu, prea nu, se aia de mai... chinezică s-a odihnit și ea. Da. Dar în rest a făcut mulți copii. A, ok. A avut Ca și să se 6 și... și 7 și 10 și 14 Oha. într-o viață ca nemțoaică. A făcut foarte mulți copii, dar a avut vieți în care a fost avortată ca și sufletea. Da. Pentru că și ea a avortat copii în alte vieți, știi? Și atunci, deci, uite, și rolul ăsta se joacă așa, știi? Ca să vadă durerea, știi? Și comunitatea a mie și-a trăit. Da. Da. Păi acolo iar a trebuit să fie avut o În dezbatere. comunitatea Amiș, un tată abuzator care este tot Da. soacra, așa, A. și ea, sora cea mai mare, și un băiețel mic și temător, ea vitează, ea l-ascundea pe după fustele ei de tată, un tată iarăși tiranic, văduv, știi, așa, și până la urmă comunității se pare normal să preia rolul Copiii. mamei. Să preia rolul mamei, am zis. Să Ia, să preia. A, să căsătorească căsătorească. cu Tasu? Da. Ha, eu am crezut că așa, rolul mamei să îngrijească Da, băiețelul, da, frate. da, 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 Halal comunitate. da. Da, și mai văd că face 3 fete, dar ea moare de inimă rea, cum ar veni, în Da. viața asta tânără. Face, apucă, face 3 fete, știi? Cu Da. Tasu. Cum ar veni? Tatăl, să Da. vorbim academic. Da. Cristina, hai să vedem. Deci am văzut, da? A fost contaminate pe IO, da? Da, De ăla, da. calul Troian Țap. Da. Acum hai partea subliminală, să-și caute matricea originală, da? Dinainte, matricea originală. Da. Înainte de contaminare, vreau să zic. Dacă e Da. originală, Da. e originală. Frumoasă, luminoasă, da. Da? S-a acordat, da. Apoasă. Că e... Da, un ADN așa lichid, ca și cum ar fi următoarea treaptă a unei evoluții din ființe de apă. Și cred că ele înainte, ca și planetă, ca și evoluție, au fost ființe de apă. Și apoi au făcut experiențe pe uscat. Da. Cum să se reconecteze cu sursa infinită a iubirii Da. necondiționate. Așa. Să meargă și să... Da, îi se aprind multe filamente, îi se Da. activează secvențele. Conexiunile. Da, conexiune, secvențele ADN-ul. Să-și Înfloresc arăt. transmită energia asta frumoasă, de înaltă vibrație, da? Cea mai înaltă vibrație, până în corpul fizic. Să-și rezolve ce probleme mai sunt, da? De vindecare. Alergii, ce ne-a scris. Da. Ce probleme sunt? Până în corpul fizic, apoi când vrea să plece de aici, Cristina. Da, să meargă în canal de abundență verde. Așa. Număr de la 1 la 3 și sunteți aici acum. 1, 2, 3. Da, suntem. Acum să-și instaleze programul de ieșire din Matrix cu programul de cartografiere. Da, și la post. Să își șteargă toate liniile genetice, Cristina. Da, deci, uite, False. prima linie genetică este o încrucișare ciudată între ființă umană și niște animale din acelea Platypodus, care arată, știi, un de la ancestral în negru și are cap și cioc de rață. Știi, din cum spre Australia numai acum. Da, mai sunt. Cu picioarele lapa-lapa de așa. Rinocerii, cine sunt? Nu știu. Nu sunt rinoceri, Nu sunt sunt. niște animale așa ca tu, iepure, A, bună. mici. Da. Eu ți-am spus Ca și cum deci. sunt, cu cioc și cu... Iar eu m-am Da. gândit la... Na, acum n-am gândit și Eu eu așa. ți-am spus cum se cheamă în limba greacă. Da.
Dar eu l-am asemănat Deci, din cum ai zis, de plate ciop și podorâs capră. înseamnă picioare plate, înțeleg. Aha. Da. Ok, Cristina. Deci ce anulează, șterge liniile astea genetice false. Da, ca și cum, da, ele prima dată acolo au fost aduse și deci le lipsea un fel de factor, nu putea, nu țineau corpurile lor și, Ala, da. da, au adăugat de la animalul ăla, aveau fost, da, le-a șters și toate înregistrările. De prin biblioteci. Să-și facă și declarația, Cristina, ca să Da, să fie spună că sigură acum că. și definitiv anulează orice promisiune, permisiune și arde orice contract făcut în orice timp, spațiu sau loc, de pe orice linie temporală din trecut, prezent sau viitor, adevărată sau falsă, cu orice ființă de înaltă sau de joasă vibrație care nu a avut în vedere respectarea planului inițial De experiment, de așa experimentare. și cel mai bun interes aleg și partea subliniată. Ok. Acum să-și curețe casa, Cristina. Da. Acolo nu știu ce să fac cu toate alea. Stegulețele și ce erau. Le radă. Da. Așa. Să transmită informația încă o dată la toate părțile subliminale pe care le-a cunoscut vreodată și în această viață. Da. Stai legăturile cu toți din această viață, legături ombilicale, legături religioase. Da, a făcut-o. Și dacă vrea să transmită ceva părții fizice, dacă are de transmis. Spune că îi spune părții fizice că drumul tău de acum înainte nu este deloc, cum să spun, ușor, este spinos, dar ai suficientă putere ca să treci peste toate astea Și și îi determinare. spune să da și determinare și să nu mai facă acele curățări la membrii de familie, că de la el atacă entitățile. Pe cât poate să-și facă ei cât mai mult, da? Da. Ok. Noi mulțumim părții subliminale, Cristina, pentru această călătorie. Ne despărțim părțile eterice, le curățăm, le periem și invităm partea subliminală să alunece ușor în corpul fizic. De asemenea și părțile subliminale ale celor din familie cui Da, pusese da. în suclopote Da. să meargă și ei în corpurile lor fizice. Opresc